Ce să faci ca să crezi în Dumnezeu? Am întâlnit deja foarte mulți prieteni cu care am crescut, care sunt parte din societatea unde eu trăiesc și nu cred în Dumnezeu. Au fost educați în biserică, de părinții lor, au crescut și până la bun sfârșit nu cred că ei au un creator. Nu cred că există o putere care a creat întreaga lume și însuși pe fiecare dintre noi. Ce să facem noi concret ca să ajungem la acea maturitate de a crede cu adevărat în Creatorul nostru? Răspunsul este simplu, studiind Cuvântul lui Dumnezeu timp de 365 de zile, unde am trecut prin întreaga Biblie și puteți vedea pe canalul meu de YouTube cea de 365 de zile cum am meditat asupra Cuvântului și căutând răspunsuri la diferite întrebări nebune care oamenii întreabă în lumea aceasta. Și am aflat răspunsul că nu este bine să umble după întrebări nebune, fiindcă ele nu zidesc pe om. Dar ce o să trezească în tine dacă tu o să-L cunoști pe Dumnezeu? Care trebuie să fie acțiunile tale? Și anume, prima acțiune care tu trebuie să o faci este să definești apariția ta personală. Cum tu ai fost țesut în burta mamei tale. Să mergi din punct de vedere biologic, din punct de vedere a tuturor științelor. Să te duci cu mintea clară și să cauți acel răspuns. Cum tu ai apărut? De unde s-a luat acel impuls de viață? De unde acest creier care este aici și această vibrație, această emoție, această dragoste care poate să o reflecte însuși omul și aceeași ură tot poți să o reflecte omul. De unde apare toate aceste lucruri? Cum au fost țesut ele și cum noi am apărut fiecare dintre noi? Și prima întrebare ca să crezi în Dumnezeu este să răspunzi de unde ai apărut tu? De unde a apărut omenirea? Și căutând răspunsul la această întrebare, cu siguranță vei ajunge la ceea ce am ajuns și eu. Și anume că ai fost creat. Și în momentul ce o să crezi că tu ai fost creat, aici vine a doua întrebare la care tu trebuie să răspunzi. Și a doua întrebare este, cine este creatorul tău? Căutarea răspunsul la această întrebare este atât de greu ca și la prima întrebare. Dar ele sunt foarte importante una față de alta. Și ele sunt în strânsă legătură una cu alta. Și căutând răspunsul la această întrebare, vei cunoaște cine este creatorul tău. Odată ce l-ai cunoscut pe el, tu o să vrei să ai o relație cu el. Și a treia întrebare la care trebuie să răspunzi ca să crezi cu adevărat în Dumnezeu este cum poți tu să ai o relație adevărată cu creatorul tău. Este lucrul acesta posibil? Cine vorbește despre aceasta? Și la toate aceste întrebări, noi putem găsi răspunsul, chiar în lumea în care noi trăim. Și aceste trei întrebări sunt din nou, vă le spun, pe fiecare în parte. De unde ai apărut tu? A doua întrebare, cine este creatorul tău? Și a treia, cum să ai o relație adevărată cu Dumnezeu. Eu vă doresc succes în căutarea voastră și vă doresc, cel mai important este să fiți sinceri, că în momentul când o să fiți sinceri, o să aveți ochi să vedeți și urechi să auziți ce vrea să vă spună Creatorul vostru.